Suntem în Quito și este cea mai înaltă capitală din lume. Am simțit-o. Pe proprii plămâni. Da. E foarte greu de respirat, știu. Cu toate astea, voi ați reușit să ajungeți aici sus, în cel mai înalt loc din Quito. Aproape 3.000 de metri. Și încet, încet, vom ajunge și la 4.000. Să dea Dumnezeu. Mai aveți foarte puțin până când veți ajunge la mijlocul lumii, pe drumul soarelui. Mi s-a părut foarte tare că o să ajungem la mijlocul lumii, adică, efectiv, de unde începe lumea, adică mijlocul globului întreg. Știți că am o singură imunitate de dat, foarte importantă. Hai, dă-o. Și știu că voi toți v-ați străduit la probele de azi. O foarte mare importanță a avut jackfruit-ul. O foarte mare importanță au avut păpușile voastre Baby Jesus. Ia-uzi. Asta a făcut să se schimbe niște lucruri în clasament. Ia-uzi. Pe ultimul loc, astăzi, au ajuns Iuliana și Sonia. What? De ce aplaudăm? De ce aplaudăm? Da, ia să pe noi, ne aplaudă lumea, pe noi, că n-am ajuns. Ați ajuns, nu contează, am ajuns și noi. Fetelor, nimic din ceea ce ați făcut voi astăzi nu a putut schimba acest clasament. Locul 8. Bănea. El comediante? Trebuie să se vadă care a fost intenția și ce ați vrut să spuneți. Sigur. Că Dumnezeu a fost comic astăzi cu noi. Că a fost o surpriză. Nu se aștepta nimeni să ajungem pe locul 8. George și Ionuț au venit un pic înaintea voastră. Iar un pic. Și nici ei n-au mâncat tot jackfruit-ul. Deci aici clar n-aveam cum să mergem în sus în clasament. Baby Jesus al lor reprezintă, se pare... un știrist, pentru că ele au făcut comedia. Zi-mă ce înseamnă. E un comedian, Gabriel Iglesias. Gabriel Iglesias. A, toți sunt comedianți? Da. Mi-am pus nimic pe cap să vezi celor de soare de acum. Acum lucrurile se schimbă, pentru că înaintea lui George și Ionuț au ajuns la mine Romica și Cătălin. Bravo, băieți! Bine, băieți! Iar ei au mâncat tot jackfruit-ul. Wow! Dar unde intră Romica? Nici nu. Ceea ce face ca locul lor să nu fie 6, ci 2. Wow! 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 Este! Nu cred! Nu, n-aveai cum. Nu, a fost ceva ireal. Dumnezeule, cât a contat că am ronțăit acolo pe bancă amândoi în legea noastră. Fenomenal, extraordinar. Doamne, cum dracului l-au mâncat, frate, deci nu se poate așa ceva. Și ți-am zis, mănâncă, mănâncă, ba. Și mi l-au adus pe Baby Jesus palade. Ce dracuț ies. Are și mustață. Are. N-are stare niciodată. Da. Santo Romica. Că Romica e ambițios, e determinat, e cu siguranță un adversar de temut. Iulia și Mike au ajuns înainte de Romica. Dar n-au mâncat nimic. Mihai Petre. E ceva. Bineînțeles că e accesorizat. Logic. Nici nu se putea altfel. A dat și Tony. Dacă ați fi mâncat jackfruit-ul, lucrurile s-ar fi schimbat. Încă e rău. Adică... Nu, rămâneam acolo, îmi pocnea fierea, rămâneam acolo. V-ați folosit jokerul? Și-au folosit jokerul pe noi. Ne-au furat o mașină pe care ne-am chinuit foarte mult să o găsim. Iar Baby Jesus este un personaj din Shakespeare, se pare. Hamlet, cine-i? În vacanță, în Ecuador. Laura și Sânziana, n-ați mâncat jackfruit-ul nici măcar pe jumătate, așa cum mi-ați spus. Dar l-ați adus pe Baby Jesus bucătar. Voi de meserie fiind. Cu o poveste destul de frumoasă. Mulțumim. Se referă la cina cu familiile locale. Ați mers pe asta pe emoții. Acum să îl vedem pe Baby Jesus al Alexiei și al lui Aris. Mi-a căzut inima în stomac. Acest Baby Jesus este un Poncio. Party Poncio, baby. Da, Iaris, nu? Nu. Am găsit acești pantaloni și m-am gândit direct la Iulia. Da, și am zis că este Baby Iuli. Este, este. Nu? Baby Iuli, evident, da, excentrică, da. Fără pantofi, cu poncio, cu pantaloni, cu plană. Da. Mă bucur că suntem o sursă de inspirație. Să știți că noi avem foarte multe lucruri în comun cu ei. Care sunt lucrurile în comun?
Păi, multe, știu, adică mai multe trei. Știu și eu să spun merd. Ah, am înțeles. Vorbi și noi franceză. Ne certăm și noi la fel de mult ca ei. Mai avem un baby Jesus aici. Aparține Giuliei și lui Vlad. Ma. Baby Micael. Micael. Băiețelul nostru, băiețel. Mi s-a părut foarte da, drăguț. Da, foarte emoționant și drăguț, dar nu mai puteam de stres. Cine este echipa imună? În aceste condiții, imunitatea etapei a patra din Ecuador revine Alexiei și... Yes! Bravo. A început să plângă ca un nebun. Era plângea, dar deci, devastat. Era... Numai le-am luat în brațe pe Ares, le-am strâns din toată puterea și am zis, nu pot să cred, eram gen, yes! Și ei au mâncat absolut tot jackfruit-ul. Bravo! Și Ares, normal că am mâncat și el tot jackfruit-ul, cu zâmbetul pe buze. Da. Respect, adică aici n-ai ce să faci. Ai mâncat mizeria aia. Bravo! Wow. Am dat această imunitate, dar mai este puțin până la cursa pentru ultima șansă. Și mai am încă o imunitate de dat. V-am tot promis o premieră. Pentru prima dată în istoria emisiunii noastre, ajungem pe ecuator și evident vom trece în emisfera sudică. Yes. Eu nu știu cum mi se pare mult, dar eu sunt foarte, foarte entuziasmată și foarte emoționată, să știți. Pentru toți cei care trăiesc în timpul vieții lor o astfel de experiență, se spune că trăiesc senzații contradictorii. Unii au revelații, noi. Dar cert este că nimeni nu uită niciodată momentul. Mai aproape de soare, mai aproape de cosmos, mai departe de centrul Pământului. Chiar dacă pe globul pământesc sunt 13 state prin care trece linia imaginară care desparte cele două emisfere, doar una singură a fost botezată după ea. Ecuador. E un motiv de mândrie națională globală pentru ei. Aici nu există uragane, precum cele care produc dezastre în nord, nici cicloni sau tornade, așa cum se petrec în sud, pentru că uraganele și tornadele din emisfera nordică se rotesc în sens invers a celor de ceasornic, în timp ce în emisfera sudică se rotesc în sensul a celor de ceasornic. Prin urmare, la mijloc, în zona de convergență tropicală, ele se anulează reciproc. Acest tip de balanță se regăsește și în climat, și în gastronomia ecuadorienilor, în muzica lor, în caracterul lor. Așa e. Ecuadorul se laudă cu acest tip de echilibru ecuatorial. Pentru a câștiga ultima imunitate a etapei și pentru a nu intra, de fapt, în cursa pentru ultima șansă, zeul Soare vă cere să căutați în acest episod echilibrul perfect. Caut din Columbia. A dat-o George bună. Îl caut din Columbia. Poate cine știe, George? O să vă găsiți echilibru curând. Poate îl găsesc aici. În Argentina, poate, poate. Poate, poate, da. Deocamdată aș vrea să știu care este părerea voastră despre echilibru și anume, care vi se pare vouă cea mai echilibrată pereche sau cea mai simpatică. Pentru că o pereche care este echilibrată din punct de vedere psihic, dar și fizic, vă dau în gât. Cred că are șanse să meargă cât mai departe. Așa că haideți să vedem care este părerea voastră. Eu vă fac niște chestionare. Iar voi le completați. E de mâncat unii altora acum? Sau? Trebuie să dați note de la 7 la 1 în funcție de cum considerați voi că sunt celelalte perechi. Adică 7 cea mai echilibrată? Da. 1 cea mai dezechilibrată. Suntem în Ecuador, la jumătatea lumii. Mulțumim pentru voi. Mie mi-a plăcut foarte mult ideea Irinei. M-am entuziasmat foarte tare. Care ți par cei mai echilibrați? Romica și Cătălin. Cei mai echilibrați? Din clasamentul ăsta, da. Sunt Ziana și Laura. Se cunosc. Au ceva una pentru cealaltă. Șoferii sunt Zienei și Laurei. Da, că sunt mereu, frate, e o aventură, gen, știi, ce? Ne distrăm foarte și mișto, o aventură. Pe bune. Eu le zic șoferilor mereu, da. Povestea și sunt și fanii. Exact. Ionuș și George
au spus că încă nu și-au găsit echilibru și îl caută și acum. Cred că la noi o să ne pună unul. Alexia și Aris. Sunt frați. Sunt frați. Se înțeleg. Se nu se ales câteodată. Unul la Ionu și George? Da. Nu. Uite, acum între Alexia și Aris și Sânziana și Laura... Eu zic Sânziana și Laura. Iulia și Maica. Din ce am auzit eu, să ciondănesc în continuu? Cu... Nu știu, mie îmi plac și Alexia și Aris. Alexia și Aris țipă tot timpul, țipă, merg. Ca noi. Insonia și Iulia. Ana mea, să se interpreteze. Dacă ar vorbi Iulia, n-ar mai fi echipă. Așa că o lasă numai pe Sonia. Mie mai mult îmi place de copii. Romica și Cătălin? Da. Da, dar cu Toni există o conexiune, numai că Toni o încarcă foarte mult pe Ada, care este foarte firav emoțional, așa. Dar se descurcă bine. Da, aici vorbim de echilibru și armonie. Ei se descurcă excelent. Absolut excelent. Absolut excelent. Suntem la un joc, Doamne iartă-mă. Nu-ți ia nici casa, nu dai cu zarul, pierzi mașina. E o super chestie unde cel mai bun câștigă. Destul de. Echilibrate? Da. Really? Tu ai altă probă de asta? Giulia și Vlad sunt echilibrați și fac o echipă foarte puternică. Proba asta mi se pare foarte interesantă. Este momentul în care vom vedea cum suntem noi văzuți de celelalte echipe. Dragilor, întâi și întâi, Alexia și Aris trebuie să-și ia cutia, pentru că ei trebuie să plece în vacanță. Săraci. Bravo! Trebuie să vadă și Kito! În sfârșit, suntem chemați să ne luăm bănuții și cutia. Pa! Să vă găsiți echilibru. Trebuie. În franceză, da? L'echilibru. Sincer, este cel mai bun sentiment să pleci de la careu. Toată lumea te aplaudă, ne felicită. Hola, buenas! Hola! Vedem venul nostru care ne așteaptă, cu șoferul care ne deschide ușa, care ne ia bagajele, de când nu ne-a mai făcut asta cineva. Cred că este prima oară când sunt fericită că merg încet într-o mașină și nu mă grăbesc undeva. Și plecăm către aventura noastră, mini-vacanța noastră. Iar acum ne grăbim spre centrul lumii, așa că veți pleca în cursă, luând un plic de la mine și un pepene. Bun! Lângă Irina, niște frați. Frații mei vărgați. Eu o să am doi! Da, așa este, tu ai doi, dar unul este foarte drăguț. Iar acum veți pleca în cursă, în funcție de voturile pe care le-ați dat. Efectată, okay. Hai că nu ne vedem un pic. Ce țeapă am! N-a crezut nimeni lucrul ăsta, că vom pleca în funcție de notele pe care le-a luat fiecare. La diferență de 2 minute vom pleca și noi. Să vedem, doi oricât. Asta este întrebarea. Se pare că cea mai echilibrată pereche chiar în viziunea voastră a tuturor este... Giulia și Vlad! Da. Mulțumim! Surprinși și le mulțumim. Și le mulțumim. După Giulia și Vlad, urmează Sânziana și Laura. Cu plăcere. Mulțumim. Romica și Cătălin sunt pe locul 3. Vă mulțumim. Băi, locul 3. Ceilalți au văzut un echilibru în echipa noastră. Băi, deci... asta a însemnat foarte mult pentru noi. Ada și Toni pe locul 4. Nu ne-a votat nimeni. În viziunea celorlalți, noi suntem mai dezechilibrate și mai nearmonioase decât Romica și Cătălin. Nu, avem mai puțin susținător decât Romica și Cătălin. Sonia și Iuliana pe locul 5. Pe 5? Surprinsă, da. Ne așteptam să fim pe ultimul loc. Eu nu mă așteptam să fim chiar pe ultimul loc. Însă nici cele mai simpatice nu suntem și știm asta. Dar suntem ok. După voi, Ionuț și George. 6. Surprinsă, bine. Nu suntem chiar de locul 6. Suntem minim 5 pe prietenie. Suntem prieteni cu mulți. Chiar ne înțelegem mega bine cu toți. Noi, ei cu noi, aparent suntem de locul 6. Iulia și Mike sunt pe penultimul loc. A, ia uzi, e cineva mai rău decât noi? Nici aici n-a fost primul. Și aici ne-a luat Alexia cu Aris. Se pare că Alexia și Aris. Ce ai făcut, Iulia, de nou? Îți dai seama, sunt și mai antipatici decât noi. Asta este o performanță.
Cred că ăsta a fost un vot unanim. Alexa și Aris le-am dat unul. Giulia și Vlad, eu vă dau un plic, iar voi vă alegeți un pepenaș. Alegeți un pepenaș. Hai de capul meu. Puteți să nu cărăm noi ceva? Exact. Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Mulțumim, baftă. Baftă. Hai. Mulțumim frumos. Și plecăm cu pepene la subțioară. Pentru a vă califica la jocul de amulete, trebuie să mergeți spre Monumento Mitad del Mundo, punctul care marchează mijlocul lumii. Dar până acolo mergeți în centrul orașului Quito și găsiți un localnic care să știe melodia Nuestro Juramento. Este o piesă de dragoste foarte cunoscută în Ecuador. Trebuie să învățați refrenul pieței și să-mi trimiteți un filmuleț cu voi cântând alături de un localnic. Hai, hai, hai! Cred că echilibrul pe care îl avem în relația noastră... Se resimte că... inclusiv în rezultatele pe care noi le avem. Principalul nostru scop în America Express este să trăim experiențe frumoase, grele, nu contează, dar împreună. De foarte multe ori nu ne interesează unde sunt ceilalți, dacă ne-au trecut, dacă sunt mai în față, mai în spate. Nu ne interesează. Ne interesează, dar nu e... Aveți pepenaș, de la mine aveți și plic. Mulțumim! Mulțumim! Mult succes! Mulțumim! Bravo! Pe mine cel puțin mă interesează. Pe tine. Eu sunt competitiv și vreau să știu că, na. Da, dar eu unde trebuie. Ah, avem versurile. Ok, hai. Vamos. Vamonos. Eu prefer să mă bucur de tot. Și de tine. Mai ales de tine. Disculpa-me, perdóname. No. Ay, tenemos que llegar al centro. Sorry, no. Ok. Gracias. Deci mergem în Monumento Mitad del Mundo. Nu, prima oară în centru. Măi, da. Da? Da. Păi este acolo? Dar până acolo... Așa. Mergeți în centrul orașului, ai dreptate. Ah. Echilibrata mea. Ah. Ai dreptate, echilibrata mea. Ce să vezi? Ce să vezi? Chiar suntem în echilibru și ne completăm cu multe lucruri. Suntem diferite, dar ne completăm. Cred că ne înțelegem mai bine decât mă așteptam când eram acasă. Da. Asta e un lucru foarte adevărat și suntem mai unite în fiecare zi. Deși e greu, având-o pe Sânziana lângă mine, nu mai e atât de greu. Și la finalul zilei, când ți-e dor de casă, iar un moment emoționant din echipa noastră. La finalul zilei, când ți-e dor de casă, e foarte important să știi că ai o bucată de acasă cu tine. Și eu am această bucățică. Mai sus sau mai jos? Mai sus, că mai jos nu e nimeni. Păi și mai sus cu cine? Papu, nu este nicio mașină aici. Uite, vine un taxi. Uite, vine un taxi. Ok. Hai. Para el centro. Para el centro. Am zis, de ce să nu încercăm norocul, dacă ne ia? Hai, ok. Perfect, haide, că ne urcăm cu toții acolo. Uite, un taxi. Uite, s-au urcat Giulia și Vlad. Oh. Hai și noi, hai. Hai. Hola, senior. Hai în jos, că o să vină Romica. La centro de Quito, por favor. Sí. Yo puedo llevar el cambio. Estoy con la persona acá, pero la voy a dejar ahí por ayudarle a ustedes. O așteaptă pe fiica sa că a dus-o aici să vadă monumentul. Se poate? Se poate? E tu regreso aici? Regreso aici? Poți să ne duci pe noi? Păi și pe mai atent te întorci. Se poate? Si? Hai! Cu da. Noi! Si. 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 Da, au găsit mașină. Mai bune? Oh. Voi regreso. Si. Si, si, regreso, regreso. Si, si, si. În centru. La centro de Quito. Centro de Quito, regresam. Si. Mergem sus? Mai aud mașină.